odată ce vine carne cu 5 lei de afară, cetățeanul din criza financiară care o stăpânește peste țara asta, normal se îndreaptă când vede un cârnat de 10 lei, că și eu am multe reproșuri pe tema asta. De ce vând cârnații cu 20 de lei kilogramul și nu cu 10 lei ca la Carrefour? Pentru că eu achiziționez carcasa de porc cu 12-13 lei, când scot-o afară și munca ca să putem face un cârnat, ăsta este și nu este un câștig prea mare față de societățile care vin de afară cu fel de situații din astea care duc consumatorii în eroare într-un cuvânt. Mulți nici nu știu ce mănâncă. Mulți nu știu ce mănâncă. Sunt aditivi și chimicale care formează carne care cetățeanul de rând care nu are un pic de, nu e documentat în un pic în carne, mănâncă fără nicio problemă și după aia se vaită că nu mai au loc la terapie intensivă. Să se îndrepte cât se poate de mult către un produs curat, nu injectat.